Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gateșteușor.ro. M-am gândit să facem astăzi împreună file de somon la grătar cu sos de portocale. Pentru această rețetă veți avea nevoie de 2 fileuri de somon, o portocală, 2 căței de usturoi, eu am 2 căței mai mari, puteți să folosiți 3 mai micuți, o linguriță de rozmarin, o lingură de ulei de măsline, 50 ml de oțet balsamic, sare și piper. Mai întâi vom săra peștele. Este indicat să faceți acest pas înainte de gătirea oricărui tip de pește, să-l sărați pentru ca el să-și ia sare și astfel carnea să se întărească un pic. Pentru a face sosul de portocală, evident, va trebui să stoarcem portocala mai întâi. Voi face o marinată în care va sta somonul nostru. Voi pune 60 ml din sucul de portocale, a ieșit cam 100, voi folosi doar 60. Oțetul balsamic, uleiul de măsline, usturoiul pisat, rozmarinul, sare și piper. Voi amesteca marinata noastră foarte bine, voi adăuga somonul în ea și mă voi asigura că bucățile sunt bine imbibate și apoi le voi lăsa pentru 30 de minute la frigider, după care le voi frige pe grilul încins. Am uns grilul cu un pic de ulei de măsline și l-am preîncălzit și acum voi frige somonul nostru pe fiecare parte cam 5 minute. Rețeta noastră de fileuri de somon la grătar este gata. Vă sugerăm să o serviți alături de o garnitură de legume. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră și dacă da, vă invităm să ne dați like și share pe pagina noastră de Facebook gateșteușor.ro. Vă urăm poftă bună! Pa, pa!